Iar polițiștii pregătesc un val de manifestații până la final de an. Vor să protesteze lună de lună până când cererile lor vor fi ascultate de guvernanți. Liderul sindicatului Europol, Cosmin Andreica, ne explică ce revendicări au. Bună ziua, domnule Andreica, mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Am văzut proteste și în ultima perioadă, așadar nemulțumirile rămân. Da, bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Într-adevăr, vom protesta până la finalul anului. Vom anunța săptămâna aceasta un calendar de proteste până luna decembrie anului 2022 și concomitent vom aplica și forme de protest complementare, în sensul în care în funcție de fiecare județ colegii își vor alege una dintre formele de protest dintre cele pe care noi le-am mai anunțat de-a lungul timpului, respectiv aplicarea exclusivă a avertismentelor scrise în loc de amenzi, refuzul de efectuare a orelor suplimentare sau refuzul de a îndeplini și alte sarcini sau atribuții suplimentare. Și asta pentru că, din cauza lipsei de personal, colegii noștri asigură, practic, munca pentru 2 sau chiar 3 colegi care lipsesc de la muncă din cauza deficitului mare pe care îl avem în momentul de față. Care e deficitul mai exact în acest moment de forță de muncă în poliție? Vorbim de peste 20% și asta în condițiile în care ne raportăm la organigramele existente care au fost realizate în anii 2000, fără să luăm în considerare cifrele pe ceea ce înseamnă creșterea situației operative, pe numărul de infracțiuni și pe dinamica, practica infracționalității cu care ne confruntăm în momentul de față. Cosmin Andreica, lider sindicat Europol, mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră la Antena 3.